moarte. Sau are o boală de inimă. E ceva care poate duce pe picioare, dar suferă, chinuie, ți-e milă de el când îl vezi că nu poate să facă nici doi pași și imediat suflă greu. Și atunci aș vrea să vedem care sunt aceste legi pe care le-a pus în om cineva care a creat omul și pe care medicina de astăzi le recunoaște și le folosește pentru prevenirea a foarte multe boli și pentru tratarea, tot așa, a foarte multe boli pe care poate medicamentele și tratamentele celelalte de care dispunem nu oferă soluții. Și vreau să începem de la început, pentru că aceste legi nu sunt niște legi apărute acum, de ieri, de azi. Sunt niște legi făcute de la început, pe care le-a pus în noi Creatorul nostru. Și dacă deschidem Biblia și începem cu primele versete din Geneza, acolo ne spune exact ce s-a întâmplat la început, și anume că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și pământul era pustiu, pe fața pământului, pe fața adâncului de ape, se mișca Duhul lui Dumnezeu și mai departe Dumnezeu a zis să fie lumină și a creat rând pe rând tot ceea ce vedem noi în jurul nostru. Astea, le-a făcut treptat de-a lungul a șase zile până când la final a creat pe cineva care urma să se bucure de aceste lucrări ale mâinilor sale. Și acea persoană care a fost pusă în centru întregii creații era omul și suntem noi. De ce credeți că o persoană creată atât de perfect, într-un mediu atât de perfect, care avea în jurul său tot ceea ce și-ar fi dorit ca să se poată dezvolta, ajunge ca astăzi să sufere de atâtea boli. Și aici vedem o statistică făcută de Organizația Mondială a Sănătății, care ne raportează că în România sunt încercuite procentele sau incidența bolilor cele mai frecvente și care sunt aducătoare de moarte sau boli care duc la deces, pentru că sunt și boli care doar invalidează pacientul, dar bolile care duc la deces sunt cele mai frecvente în România și în Europa, încă se menține același raport, bolile cardiovasculare și bolile neoplazice, adică cancerele. De ce totuși, într-o lume creată atât de perfect și în care fiecare parte a creației avea rolul ei, să degenereze lucrurile într-atâta fel încât oamenii să ajungă să moară de boli cardiovasculare, de cancere, de boli autoimune, boli care ne sperie, pentru că pentru multe dintre ele nu avem tratament. Și toate lucrurile astea se întâmplă tocmai pentru că aceste legi care au fost puse de la început au fost încălcate. Ni se pare că suntem limitați, suntem restrânși când ni se dă acest set de reguli. Dar, de fapt, ar trebui să privim regulile acestea ca pe ceva care ne oferă libertatea să ne dezvoltăm, să creștem armonios și să ne menținem în același timp sănătatea pe care am primit-o în dar de la Dumnezeu. Medicina de astăzi funcționează mai mult decât pe păreri, pe dovezi. Și anume, ce înseamnă dovezile astea, ca să înțelegeți un pic, pentru că sunt lucrurile foarte controversate în ultima vreme, toată lumea intră repede pe internet. Am găsit pe internet că un anumit tip de tratament vindecă boala acutare. Da, foarte frumos, e simplu, toată lumea are acces la internet. E să știți că nu e chiar așa. Și medicina asta se bazează pe dovezi. Ce înseamnă asta că se bazează pe dovezi? Se bazează pe niște studii. Adică se ia un lot de pacienți, o populație, care are o anumită boală sau nu are anumită boală și se compară unii cu alții și se observă dacă oamenii care au trăit într-un mediu toxic fac mai frecvent cancer decât aia care n-au trăit și așa mai departe. Și pe baza acestor dovezi se trag niște concluzii și pe baza acestor concluzii se stabilesc niște metode de prevenție, de tratament,
de diagnostic și așa mai departe. Ei bine, aceste dovezi pe care medicina le recunoaște astăzi sunt, de fapt, dovezile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat de la început, atunci când a creat omul. Și vreau să vorbim în această seară despre un stil de viață sănătos pe care Societatea Europeană de Cardiologie îl recomandă și în care o să găsiți tot ce aveți nevoie pentru a preveni bolile cardiovasculare și nu doar bolile cardiovasculare, și anumite tipuri de cancere. Și aici aveți lista cu ce înseamnă un stil de viață sănătos. Înseamnă multe lucruri. Dar, de fapt, toate aceste lucruri se îmbină și se completează una pe cealaltă. Și vom începe să vorbim puțin despre alimentație și băutură. Este foarte important ce mâncăm. Și asta nu pentru că nu e un lucru pe care l-am descoperit eu acum. Fiecare își dă seama că uneori mănâncă un aliment care nu-i priește. Poate soțului sau soției îi face foarte bine, dar mie nu-mi face bine, sau copiilor nu le face bine și așa mai departe. Asta este un lucru de care fiecare poate să-și dea seama ce face bine organismului lui și ce nu face bine, ca să evite. Dar în afară de acest lucru, sunt atâtea alimente care s-au demonstrat în studii și în anumite cercetări pe diverse grupe de populații că fac rău la toată lumea. Pe de altă parte, ele sunt bune la gust și știți cum e. Un obicei pe care ți l-ai format din copilărie, foarte greu să-l schimbi. Foarte greu, pentru că ne place la gust și pacienții care vin la noi la spital, de multe ori așa și-ar dori să le dai o pastilă care să-i facă bine de toate, dar ei să mănânce cum le place. Și nu se poate așa. Se poate până la un punct, poate se poate până la o vârstă sau la început, când boala nu este așa avansată, dar la un moment dat trebuie să facă și el ceva, pentru că numai să iei o pastilă și tu să trăiești viața așa cum vrei, este imposibil. Organismul luptă, dar nu poate la nesfârșit. Ce înseamnă, de fapt, o dietă sănătoasă? Înseamnă o dietă completă, complexă, de fapt, care să conțină și proteine, și v-am dat acolo și procentele, și glucide, și lipide, și vitamine, minerale și oligoelemente. Glucidele, vedeți că sunt în proporția cea mai mare. De ce? Pentru că, practic, ele ne oferă energie. Fără glucide, fără carbohidrați, care provin de unde? Din cereale, din cartofi, din tot ce înseamnă fructele dulci. Toate astea ne dau energie. Noi, ca să ne desfășurăm activitatea de-a lungul zilei, avem nevoie de energie. Și în plus, față de mușchii noștri care au nevoie de energie, și creierul nostru are nevoie de energie, pe care tot din glucoza pe care noi o consumăm cu alimentele care conțin glucide, o poate folosi ca să producă energia de care are nevoie. De asemenea, proteinele sunt foarte importante. De ce? Proteinele au un rol plastic. Ele intră în structura celulelor. Fără proteine n-ar exista viața. Celula este unitatea de bază a organismului și fără proteină, celula nu există. La fel și lipidele, ele creează sau compartimentează în așa fel membrana celulelor, astfel încât ele se poată delimita și să-și facă funcția individuală corect, dar și unitară cu celelalte celule învecinate. Bun. Și acum tot societatea europeană ne mai dă un detaliu legat de ce mai înseamnă o dietă sănătoasă. În afară că dieta sănătoasă înseamnă să conțină proteine, glucide, lipide în proporțiile despre care am povestit, și minerale, vitamine și așa mai departe, mai ne sugerează ceva care e foarte important, pentru că în ziua de astăzi oamenii sunt foarte, foarte grăbiți și nu mai au timp să gătească. Și atunci, imediat, un fast food e foarte aproape și aici în București, dacă ieși un pic pe strada mare, unul lângă altul. Ai variante, opțiuni, poți să alegi de unde vrei. Dar asta înseamnă că odată cu ce mâncăm noi de la fast food, introducem în corpul nostru o serie de substanțe care pot să devină toxice, acumulate într-o anumită cantitate, consumate cu o frecvență foarte mare, ele pot să devină toxice. Nu vă spun eu acum că dacă mergi și iei un sandwich de la fast food, poți să faci cancer mâine. E o minciună să vă spun asta. Dar mâncând azi, mâncând mâine, poi mâine mai fac un cartof prăjit la mine acasă, pe urmă mai mănânc ceva prăjit în untură sau în smântână sau în ulei sau în unt sau în ce vreți voi, azi un pic, mâine un pic, și mă trezesc peste
40, 30, 20 de ani, depinde cât e de tare organismul meu. Că am făcut un cancer de stomac sau un cancer de intestin sau o boală de inimă și de unde am făcut eu asta? Că eu așa sănătos am mâncat. E, să știți că toate se adună. Nu poți să zici că eu de astăzi mă las de cartofi prăjiți, de tot ce înseamnă prăjit în ulei sau un alt tip de grăsime și tot ce am mâncat ieri se anulează. Nu, ele se adună și agresează celulele organismului nostru în așa fel încât la un moment dat ele nu mai rezistă. Și încep niște degenerări acolo aberante care se transformă în cancer. Și atunci ce ne recomandă Societatea Europeană de Cardiologie? Ne recomandă să consumăm acizi grași saturați sub 10% din procentul de grăsimi pe care îl consumăm. Și atunci cu ce să înlocuim? Cu din aceștia care sunt polinesaturați, care scad lipidele din sânge, care lipide știm foarte bine că se depun pe vasele de sânge și atunci interesul nostru este să consumăm cât mai puține lipide de acestea de natură rea care se depun pe vasele de sânge, astfel încât să avem niște vase de sânge cât mai netede, cât mai perfecte până la adânci bătrâneți. Bun. Pe urmă, consumul de sare. Acum dacă vă duceți într-un restaurant, că toată lumea a fost și știe cum e, să vă uitați așa la câteva mese înainte să începeți să mâncați dumneavoastră. Și când primesc oamenii porția, nici nu gustă din mâncare și încep să pună sare. Ei, toată treaba asta, v-am zis, astăzi nu contează, mâine nu contează, dar adunată în 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ani, o să ne ducă la hipertensiune arterială. Și de unde am făcut eu tensiune? Că mama mea n-a avut, tata meu n-a avut, eu am mâncat sănătos. Sarea reține apa în organism. Pentru că e un mediu cu osmolaritate mare, atrage apa. Apa reținută în organism crește tensiunea și sunt mulți pacienți, foarte mulți, care odată ce reduc consumul de sare nu mai au nevoie de niciun medicament de tensiune. Dar e mult mai simplu să iei un medicament și să mănânci așa cum vrei decât să schimbi stilul de viață. Ori aici trebuie să lucrăm noi, să știm cum să ne autoeducăm ca să ne putem schimba stilul de viață, astfel încât să nu fie nevoie de medicamente decât foarte târziu sau chiar deloc. O altă recomandare foarte importantă și de care mai ales copiii ar trebui să țină cont, pentru că în ultima vreme copiii mănâncă foarte multe lucruri din astea gata preparate și uită să mănânce fructe și legume proaspete crude. Recomandarea este să consume 30-45 de grame de fibre pe zi și astea se găsesc în fructe, în legume, în făina integrală. Foarte important pentru că ajută la tranzitul intestinal și în același moment în care antrenează tranzitul intestinal, elimină și toxinele care se acumulează de-a lungul tubului digestiv. Și atunci de-aia vine și recomandarea 200 de grame de fructe pe zi, 200 de grame de vegetale pe zi. Asta este minimul care trebuie consumat. Bun. Și, de asemenea, nuci. Care nuci, vă recomand să le folosiți nesărate, pentru că pun un pic de sare în mâncare, pentru că nu-mi place la gust, așa cum mi-a pregătit-o bucătarul la restaurant. Mai consum ceva care de ăsta semi-preparat, care iar are sare. Mai cumpăr mezeluri de la magazin care au sare cât în cape. Mai o brânză sărată. E, dacă mai mănânc și nucile sărate, deja chiar este foarte multă sare pe zi. Și dacă vedeți acum în perioada de vară, poate organismul are nevoie de mai multă sare, dar perioada de iarnă chiar nu are nevoie. Și la pacienții care sunt hipertensivi, se recomandă să reducă sarea cât mai mult și atunci poți să controlezi mai bine tensiunea. Și ce recomandare ne mai face tot Societatea Europeană? Legată de consumul de zahăr. Zahărul, să știți că e bun la gust, dar face foarte mult rău. Și pe lângă zahărul care îl mâncăm noi în înghețat, în prăjituri, în alte lucruri, să știți că foarte mult zahăr vine și din băuturile pe care le consumăm. Ce am băut așa un pahar de cola, sau hai să zicem că există cola fără zahăr, dar am băut un pahar de Capi sau Pepsi sau ce vreți voi. E, toate alea au zahăr și îl bem odată dintr-o înghițitură. Câteva grame de zahăr bune, care poate dacă le-aș mânca așa cu lingurița, mi s-ar face greață să le mănânc, dar diluate acolo nu mi se pare mult. Se adună și agresează pancreasul. Și de asemenea consumul de alcool, care
abuzul consumului de alcool este toxic, nu doar pe ficat, că toată lumea știe, a băut și a făcut ciroză la ficat. Da, poate să facă și asta, dar să știți că și pe inimă. Toxic direct. Alcoolul agresează celulele din inimă și mușchiul inimii se slăbește. Mușchiul care se contracta așa frumos, dintr-o dată începe să slăbească și nu știi de unde, că omul n-a avut niciun factor care să ducă la insuficiența asta cardiacă care poate să apară și te gândești de unde. Și se lasă de alcool și începe mușchiul inimii să-și recupereze funcția parțial sau total. Bun. Și tocmai cum spuneam, recomandarea este să consumăm 2 litri de apă pe zi. E, nouă nu prea ne place că e prea mult 2 litri de apă. Mai bem niște Fanta, niște Sprite, niște alte lucruri din astea care conțin, pe lângă zahărul de care povesteam, cofeină, care să știți că nu este cel mai bun lucru pe care putem noi să folosi, pentru că foarte mulți pacienți ne vin la spital cu palpitații și zice, îmi bate inima repede sau îmi bate neregulat și prima dată îl întreb, ce ați băut? Consumați Red Bull, consumați lucruri din astea cu multă cofeină sau fumați altfel de țigări în afară de țigări obișnuite, vă drogați sau așa mai. Pentru că, da, toate astea au mecanismul ăsta, irită centrii electrici ai inimii. Bun. Și trecem mai departe la ce mai poate să ne aducă aceste sucuri pe care noi le considerăm inofensive. În afară de zahărul pe care îl adaugă în plus, cofeina, pot să aducă o groază de conservanți care sunt cancerigeni. Și ni se pare că, dar eu n-am mâncat nimic nesănătos. E, în toate sucurile astea pe care le bem, sunt foarte multe euri, foarte multe substanțe care să conserve, să nu se strice imediat ce l-au fabricat și toate alea sunt cancerigene. Și coloranți, pentru ca să arate bine, să atragă ochiul, producătorul pune foarte mulți coloranți și așa și din aceștia o parte sunt toxici, cancerigeni. Și în felul ăsta bem cancer la sticlă. Bun. Acum, pentru foarte mulți dintre noi, carnea este un aliment de bază, am zice noi. Și am foarte mulți prieteni și când le spun că sunt vegetariană, păi, dar tu ce mănânci că ești vegetariană? Dacă nu mănânci carne, ce mai mănânci? Într-adevăr, așa pare, că n-ai ce să mănânci dacă nu mai mănânci carne. E să știți că nu e chiar așa. Și poate omul zice, bun, dar mănânc un pește sau mănânc o carne slabă. Foarte bine. Dar să știți că, mai ales carnea pe care o procurăm din magazin și din supermarket, și ea este plină, îmbibată, de tot felul de conservanți, tot felul de substanțe care să o facă să se mențină cât de cât proaspătă până o cumpără pe toată cumpărătorii. Plus că ea conține și foarte multă grăsime, pentru că o carne slabă, știți și dumneavoastră, nu are același gust ca o carne grasă. Și când spui pacientului, bun, hai, nu mai mânca o carne grasă, că știi, ai vasele pline de lipide depuse pe pereții vaselor. Da, așa, o cărniță de porc, măcar la Paște și la Crăciun. Da, poți să mănânci. Da, pe urmă, nu mai vii să mă întrebi pe mine de ce s-a întâmplat aia, de ce s-a întâmplat aia altă, pentru că dacă din prezentarea de astăzi nu o să rămâneți cu nimic, un singur lucru vreau să rețineți și care e foarte important, că orice alegere pe care noi o facem astăzi, va avea consecințe. Nu există alegere bună sau rea care să nu aibă consecințe. Și dacă eu nu suport consecințele, cu siguranță cineva le va suporta, fie copiii mei, fie nepoții mei și așa mai departe. Nu se poate ca eu să iau o decizie astăzi care să nu influențeze, să nu mă influențeze fie pe mine, fie pe cineva în viitor. Și una din deciziile pe care noi o luăm este aceea a alimentelor pe care le consumăm și care fac chiar modificări în structura genelor noastre și pe care noi urmează să le transmitem mai departe celor care ne vor moșteni genele.
Bun. Tot în stilul ăsta de viață sănătos intră și ideea asta de control a lipidelor. Și când vine pacientul, mai ales la cardiolog, prima dată îl întreb despre factorii de risc cardiovascular și îi enumer pe tot, printre care colesterolul, lipidele. Vă știți cu colesterolul mare în sânge? A, păi da, mă știu, dar cum v-ați mai dozat, v-ați mai făcut, cum a mai fost? Păi am făcut odată și aveam colesterolul 300 și după aceea nu mai știu. Ăștia toți sunt factori de risc cardiovascular. Și să vă imaginați că vasele noastre de sânge sunt așa ca niște țevi de apă, să zicem, prin care circulă apa. Ei, colesterolul ăsta are un rol bun până la un punct, dar în momentul în care el devine prea mult în organism, organismul încearcă să scape de el, să se debaraseze. Și cum face treaba asta? Depunându-l pe pereții vaselor de sânge și depunându-se el acolo un pic azi, un pic mâine, un pic poimâine, vasele de sânge se îngustează, ele nu... Cum să zic, peretele nu este atât de flexibil încât să permită depunerea la nesfârșit a colesterolului pe vasul de sânge. Și îngustarea vasului de sânge poate să ducă la diferite boli despre care cu siguranță ați auzit. Fie că e vorba de infarct miocardic și toată lumea se sperie când aude treaba asta pentru că e o boală periculoasă. Fie că e vorba de accident vascular cerebral, fie că e vorba de o arteriopatie a membrelor inferioare sau orice vas pe care vi-l puteți imagina la orice organ din corpul nostru poate să se stenozeze, poate să se înfunde cu grăsime. De fapt, asta înseamnă. Și atunci e foarte important să controlăm lipidele noastre din organism. Și cum le controlăm? Odată că îmi dozez și văd cât am colesterolul, cât am trigliceride, și altă dată că mă controlez eu ce mănânc ca să nu conțin atât de mult colesterol. Și aici vreau să vă spun, sunt alimente care sunt bogate în colesterol și toate alimentele de origine animală sau colesterol provine din alimentele de origine animală. Nu există colesterol în sămânța de floarea soarelui, că vedeți pungi de semințe care scrie nu conține colesterol. Este doar o reclamă, n-are de unde să conțină, că acest colesterol provine doar din alimentele de origine animală. Și atunci ce recomanzi pacienților ca să nu mai mănânce când au colesterol mare? Și le spui așa, păi nu mai mâncați smântână, nu mai mâncați untură, nu mai mâncați unt, nu mai mâncați cașcaval. Păi cum, da, ăla îmi place cel mai mult? Păi da, de-aia îmi place, că gustul de grăsime, ăla de fapt dă gustul la mâncarea asta care mi se pare nouă bună. Dar este și periculoasă, mai ales pentru cei care deja au un nivel crescut al colesterolului. Bun, mai departe, de ce trebuie să ne mai ferim și ce mai recomandă medicina actuală? Deci, alimentele prăjite, am vorbit și mai devreme, ce fac alimentele prăjite? Sunt foarte toxice pe tubul digestiv. Pot să producă agresiuni ale tubului digestiv care duc chiar la cancer. Și o să zici, dacă am mâncat și eu un cartof prăjit odată, o să fac cancer. Nu, nu o să faci de la ăla. Da, dacă ai mâncat odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de 40 de ani, poate că o să faci. Mai ales dacă ai avut în familie pe cineva care a făcut cancer de stomac sau cancer de pancreas sau cancer de intestin gros. Există riscul să faci și atunci de ce să nu te protejezi din timp? Chiar dacă poate un cartof care nu-i prăjit nu e așa bun la gust, dar ajută la sănătate, mai mult decât unul care e prăjit, e bun la gust, dar îți face rău pe termen lung. Și mai e o problemă cu care ne confruntăm foarte mulți astăzi, că ne plac lucrurile afumate. Da, au așa un gust mai interesant, într-adevăr, dar să știți că și alea sunt cancerigene și dacă n-ați auzit până acum, de azi înainte o să știți asta. Cașcavalul afumat, tot ce înseamnă afumat, orice, care fumul ăla care s-a impregnat în alimente, este toxic. Este cancerigen. Și zic eu, aia, dar mănânc o prună afumată, că doar e prună până la urmă. Da, e prună, dar are toxine pe ea. Și, de asemenea, coloranții despre care am mai povestit, la sucuri, nu vreau să mai repet, dar să știți, coloranții există cam în orice fel de aliment pe care îl găsim și dacă ne uităm pe el în supermarket, putem să găsim coloranți. Și atunci e bine să verificăm treaba asta, pentru că mulți dintre ei sunt cancerigeni. Există și coloranți naturali, pe care îi cunoaștem mulți dintre ei și poate îi folosim și noi în bucătărie, dar coloranții aceștia chimici, artificiali, foarte, foarte mulți pot să dea cancere.
Bun, și aici v-am arătat așa în câteva imagini ce înseamnă un accident vascular cerebral despre care am povestit odată ce s-a înfundat vasul de la creier. Partea aia de creier care trebuia să fie irigată de vasul respectiv moare și nu mai are cu ce să supraviețuiască. Și atunci vedeți pacientul că rămâne în pat, paralizat, nu mai poate vorbi, nu mai poate mișca o mână, nu mai poate mișca un picior. La fel și la inimă. Partea de inimă care era vascularizată de vasul înfundat de grăsime moare. Nu se mai poate recupera. Că preia zonele de miocard din jur, funcția ei, asta e cu totul altceva, dar o funcție normală nu va mai avea un pacient care a făcut infarct miocardic masiv. Bun. Și am vorbit despre controlul tensiunii arteriale, care și tensiunea arterială este un factor de risc cardiovascular important, pentru că de ce? Tensiunea înseamnă presiune în vas. Cât vasul are mai multă presiune în el, cu atât există riscul să se producă leziuni pe peretele vasului. Odată ce s-au produs leziuni pe peretele vasului, acolo se pot depune plăci de grăsime și se înfunde vasul. Și controlul diabetului zaharat și al obezității, care și ele sunt factori de risc cardiovasculare. Obezitatea, să știți că a ajuns acum în proporții foarte mari și mai ales la copii și nouă ni se pare că ce frumușel e copilașul că e grăsuț, dar să știți că nu este sănătos. Și la fel și diabetul zaharat, nu doare, nu curge sânge, dar afectează ușor, ușor vasele de sânge și nervii. Și atunci te trezești la un moment dat că ai afecțiune de ochi, de rinichi, de inimă, de ce vreți dumneavoastră. Și de unde a apărut? De la un diabet pe care nu l-am controlat sau nu l-am știut, poate. Bun, și atunci când mâncăm sau bem ceva, fie că hrănim boala, fie că luptăm împotriva ei, dacă am gândit așa, am fi foarte precauți când am alege ceea ce să consumăm. Alți factori care pot să influențeze sănătatea noastră sunt alcoolul, tutunul și drogurile. Și poate dacă vă întreb aici, nu știu câți dintre dumneavoastră fumează, probabil că nu foarte mulți, și o zi aia nu mă interesează pe mine asta, că eu nu fumez. Nu fumez foarte bine și foarte frumos și așa trebuie să facem toți. Dar mulți dintre noi mergem în localuri unde se fumează, stăm în casă cu persoane care fumează. Să știți că toate astea sunt toxice și pentru noi care nu fumăm. Stai azi, stai mâine, stai poi mâine, plămânul inhalează, inima suferă și dintr-o dată te trezești cu niște boli pe care le face fumătorul când tu n-ai fumat și nu știi de unde. Sunt periculoase. Bun. Ce alt lucru important pentru sănătatea noastră mai este valoros ca să ținem cont de el pentru o sănătate bună? Este a îmbina activitatea intelectuală cu activitatea fizică. Și aici vreau să vă spun foarte pe scurt că există câteva studii care au arătat că persoanele care fac lucru cu mintea, adică chiar dacă nu au activitate intelectuală, dar sunt care fac calcule matematice, se ocupă de jocuri din astea care pun mintea la contribuții, fac mai puțin boala Alzheimer decât persoanele care fac doar activitate fizică. Și invers. Persoanele care fac activitate fizică și o îmbină cu cea intelectuală au o sănătate mai bună tocmai din cauza că activitatea fizică promovează scăderea lipidelor din sânge și antrenează niște mecanisme în corp care duc la bunăstarea noastră și la sănătatea noastră fizică. Și atunci, cum este împărțită ziua noastră? Cele 24 de ore sunt împărțite în 8 ore de activitate fizică, 8 ore de activitate intelectuală și 8 ore de somn. Și dacă ținem cont de raportul acesta, cu siguranță vom avea un beneficiu pentru sănătatea noastră foarte important. Și de-aia vreau să vorbim un pic și despre perioadele de odihnă. Perioadele de odihnă sunt împărțite mai multe categorii și avem o perioadă de odihnă lăsată de Dumnezeu atunci când se face noapte, tot omul se așează în pat și doarme. Mai avem perioadele de odihnă care sunt foarte bune și vi le recomand, în care îți iei un concediu de la activitatea ta obișnuită și te duci la munte, la mare, undeva unde să te deconectezi de ceea ce ai făcut zi de zi, zi de zi. Și mai avem o perioadă lăsată de Dumnezeu foarte bună și pe care vă recomand, o zi pe săptămână în care să ne odihnim de munca de toate zilele. Și cu siguranță sănătatea noastră va fi foarte mult influențată dacă respectăm aceste perioade de odihnă pe care Dumnezeu le-a pus ca legi în organismul nostru.
Bineînțeles că mai sunt și alți factori care contribuie la boală. Nu poți să zici că toate bolile se trag de la mâncarea nesănătoasă sau toate bolile se trag de la sedentarism sau de la obezitate. Sau... Nu, aș minți să spun asta. Și atunci trebuie să mai avem grijă și la alți factori de risc pentru care predispun la boală, și anume expunerea la soare exagerată, care poate să dea cancere și dovedite lucrurile acestea de către știință. Expunerea la diversi factori fizici, radiații sau factori chimici, azbest, clorura de vinil. Și dacă vă amintiți că mai demult casele se acopereau cu azbest din ăsta, care este foarte toxic și nu, știința nu și-a dat seama până la un punct că câtă toxicitate poate să aibă azbestul ăsta și omul punea aia pe casă și la marginea casei își punea mărarul, pătrunjelul, ceapa, țelina și toată apa se scurgea acolo. Și pe urmă, ce mânca el? Toate toxinele alea de pe azbest. Și s-au demonstrat că se produc anumite cancere strict de la toxinele astea din azbest. Și de-aia în unele țări a fost și interzis, nu se mai folosește. Și anumite virusuri pe care le contactăm pe diferite căi, nu o să stau să vorbesc acum despre ele, dar care pot, într-adevăr, să dea cancere sau boli invalidante. Și în mod special vreau să atrag atenția asupra virusurilor hepatitice, care pot să dea afecțiuni hepatice severe și care pot să fie prevenite prin metode simple de igienă, astfel încât să nu le contactăm. Și bineînțeles, un factor de risc pentru sănătatea noastră majoră este trauma. Și de aceea nu ne plac regulile, dar trebuie respectate, pentru că foarte multe boli pot să fie prevenite, boli de acestea de tip traumă, care apar de obicei la tineri, pot să fie prevenite respectând anumite reguli simple de circulație, de activitate fizică și așa mai departe, de protecție când facem anumite construcții sau diverse lucruri care pot să te expună la un risc. Și bineînțeles, foarte important pentru o sănătate perfectă, este o inimă veselă. Nu poți să fii sănătos dacă tu ești întotdeauna posomorât. Nu există. Sănătatea este un lucru complex. Nu poți să zici că eu sunt sănătos pentru că n-am nicio boală fizică, dar poate am o boală psihică. Și atunci ele merg împreună, nu se poate una fără cealaltă. Și aici avem o statistică a ratei de suicid în Europa, unde vedem că și România se încadrează acolo cu un număr destul de mare de persoane la 100.000 de locuitori, ceea ce înseamnă că există foarte mulți oameni triști în jurul nostru, oameni care decid să-și întrerupă viața. Ce este tot la fel de important pentru sănătatea noastră? Relațiile. Relațiile cu semenii. Să știți că foarte mult te ajută să ai, să știi că ai un prieten, un vecin, un coleg, pe cineva pe care te poți baza sau o familie în care poți să te duci cu încredere să spui acolo ce of ai tu pe suflet și te descarci, te eliberezi și atunci parcă treci mai ușor chiar când și când vine un necaz. Și de asemenea relațiile cu biserica. Să știți că poate sunt mulți care nu au familie, nu au prieteni, dar totuși undeva într-o biserică au găsit pe cineva la care se poate duce să se plângă de necazurile și ofurile lor și asta le-a ajutat să treacă prin viață și prin anumite impedimente care s-au ivit din când în când. Și, bineînțeles, foarte importantă, relația cu Dumnezeu. Pentru că atunci când te conectezi cu Dumnezeu, ești de fapt conectat direct cu Cel care a creat organismul tău și care îți dă și instrucțiunile legate de regulile de sănătate. Și aș vrea să închei cu două citate. Unul, că sănătatea nu este un scop în sine, ci un mod de a trăi. Să vă gândiți la lucrul ăsta. Nu trăiesc ca să fiu sănătos, ci doresc să fiu sănătos ca să pot trăi frumos. Și cine are sănătate, are speranță. Cine are speranță, are totul. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, doctorice Gabriela, pentru această prezentare și mulțumim lui Dumnezeu că sunt vești bune, că putem păzi și păstra și îngriji sănătatea noastră și astfel sufletul să poată înflori într-o cameră de oaspeți bine îngrijită, cum spunea Bacon, amintit la început. Mai degrabă să ne gândim la o altă
propoziție, o altă frază spusă mai de mult, și anume de către apostolul Ioan, cel mai iubit apostol al Domnului Hristos, care scrie în a treia sa scrisoare unuia dintre prietenii lui aceste extraordinare cuvinte: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. E evident că era inspirat. N-are cum să se bucure sufletul într-un corp bolnav. Nu-ți mai arde de nimic. Am fost și eu bolnav, nu vă spun, nu-mi face cinste și oricum le știți pe ale dumneavoastră. Da, nu-ți mai arde de nimic. Sau pe de altă parte, să fii perfect sănătos și să suferi în inima ta și să te temi de ceva sau să fii nesigur sau cine știe ce se întâmple și să te simți părăsit sau să te simți abandonat, să te simți trădat. Și stau și mă întreb, chiar dacă astăzi îmi arată toate examenele clinice că sunt perfect sănătos, cât timp mai mă ține această sănătate? Dacă sufletul meu urlă de durere, iar social, așa cum spune Organizația Mondială a Sănătății, că sănătatea nu-i doar lipsa bolii, ci e o dinamică a binelui în privința trupului, a minții și a socialului. Mai au adăugat apoi și a capacității tale de a produce economic. Doar atâta e sănătatea. Oricum nu mă aude pe mine Organizația Mondială a Sănătății, dar opinez și eu către dumneavoastră aici că au omis ceva extraordinar de important. O dinamică a binelui, nu doar a minții și a trupului și a activității mele sociale și economice, ci a sufletului meu, fără de care mă îmbolnăvesc în câteva luni sau în câțiva ani, în mod categoric. Închei înainte să rog prietenii mei din grupul Amiel să ne bucure cu o cântare despre dragostea infinită a lui Dumnezeu și apoi să ascultăm câteva cuvinte despre acest Dumnezeu în prezența Lui aici între noi. Aș vrea să ne gândim la acest extraordinar număr, nu? Această cifră care s-a publicat în ultimii ani. Deci ultima dată am citit în cartea doamnei doctor în științe medicale, Caroline Leaf, care cita studii de specialitate cu această cifră, între 24 scăzând până la 2% din bolile cunoscute sunt de natură genetică, adică domne, a moștenit, a avut bunicul, a avut tata și asta e moștenirea genetică ce am primit-o, probabil că asta o să pățesc. Deci 2%, spun anumite studii, anumite universități, până la 20% spun alte universități, ar fi de natură genetică sau de natură contextuală. Adică, domne, e epidemie și m-a prins și pe mine. În realitate, bolile sunt pe fondul felului în care gândim, felul în care suferim acolo în suflet, unde nu se vede. Sugerez către dumneavoastră, cu tot respectul în această seară, nu neglijați sufletul dumneavoastră. Este cel mai valoros. Și pentru că este atât de valoros, sigur, îngrijim și trupul, pentru că dacă nu, sufletul nu are unde exista. Așa că să ne bucurăm înaintea părții spirituale, părții de suflet al acestei seri, să ne bucurăm de o cântare despre dragostea lui Dumnezeu.
fi o veste mai frumoasă, ca salvarea dată prin Iisus. Nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Dragostea lui e lucru cel mai minunat. Cât e de bun, El mi-a dat pe veci răscumpărare. Oh, și eu acum voi o să spun acum să dragostea lui e lucru cel mai minunat. Minunat, cel mai minunat. O, dragostea lui e lucru cel mai minunat. Și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea sa. Și atunci în slava nevisată tot iubirea lui o vom cânta. Mulțumim lui Dumnezeu nu că are dragoste, ci că este dragoste. Apropo de Ioan, de care vorbeam mai devreme, care a avut curajul să descrie pe Dumnezeu, un Dumnezeu infinit, Creatorul, într-o frază. Dumnezeu este agape, este dragoste. Despre El vrem să ascultăm în minutele următoare. Am plăcerea deosebită să vi-l prezint pe bunul meu prieten, Liviu Tudoroiu, pastor și evanghelist în biserica noastră, se pregătea să facă o carieră în matematică în tinereța lui, constanțean de fel, și s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod cu totul providențial și a devenit pastor. A conferențiat în multe părți ale pământului, nici eu nu le știu exact pe toate, cel puțin în 6 continente și oricum în peste 30 de țări. A lucrat în ultimii 25 de ani în Canada și în Statele Unite, dar este în sufletul lui frate cu noi, este pământean, este, da, și este român și este bucuros să fie cu noi în această seară. Dar mai mult decât atât, suntem noi bucuros să fim cu Dumnezeu. Pentru că până la urmă nu ce spunem noi contează, ci ceea ce El ne spune ca Tatăl iubitor, prin cuvintele noastre adresate unii altora. Vă doresc cu tot din adinsul inimii mele să sporească sufletul dumneavoastră, așa cum sporește și sănătatea dumneavoastră. Pentru această parte a doua, las cuvântul cu prietenul nostru, Liviu Tudoroi. Radu. Bună seara tuturor! Mă bucur enorm pentru că sunt din nou în cel mai frumos oraș al României, capitala țării, Bucureștiul, unde sunt convins că nimeni n-are stres.
Am vrut să împărtășesc câteva gânduri. Am fost în București în 1984-5, sunt născut în Constanța și aveam șansa să mă meditez cu profesorul de la Politehnică, Cezar Bălescu, nu știu dacă mai este în viață, 30 de ani în urmă și mai bine, iar domnul profesor de fizică, Ștefănescu, era prodecanul Politehnicii, dacă nu mă înșel, și stăteam la obor, luam troleu 85, asta foarte, foarte mult timp în urmă, dar oricum au fost momente frumoase din viața mea personală și astăzi mă bucur să revăd Bucureștiul mai înfloritor, cu mai multă lume, o stare de bine deosebită, așa că, ce să zic, mulțumesc lui Dumnezeu. Am fost ateu prin naștere, mulți spun că s-au născut în credință, eu m-am născut la spital, majoritatea s-au născut acolo, dar vreau să zic că n-am primit o educație religioasă prin excelență și pur și simplu părinții atei, mama fusese educată în această manieră, tatăl meu, activist de partid, foarte consacrat, așa că până la 16 ani nici măcar nu știam un tatăl nostru. În orice caz, ce pot să vă spun este că în anii aceia, când nimeni nu poate să-ți dea o direcție, m-am îndrăgostit de univers și îmi plăcea să admir seara, stelele și tot ce e pe cer și chiar dacă în inima mea de ateu, neconvins sau prost informat, nu credeam în Dumnezeu, simțeam nevoia, simțeam un dor că undeva dincolo de stele există un răspuns la nevoile sufletului meu. În această seară aș vrea să trec în vedere, să introduc un subiect foarte interesant la început. Dumnezeu, creatorul Universului, așa spune, începe cartea Genezei, Biblia, o carte fantastică pe care am avut șansa să o citesc și cuvântul lui Dumnezeu spune că cerurile spun slava Lui. Cum o spun cerurile? Slava lui Dumnezeu, vom vedea în cele ce urmează. În primul rând aș vrea să introduc un om de știință, Galileo Galilei, care spunea, nu mă simt deloc obligat să cred că același Dumnezeu care ne-a înzestrat cu simț, rațiune și intelect dorește ca noi să renunțăm la utilizarea lor. Deci am introdus această declarație pentru că în lumea modernă în care trăim, bisericile au tendința să fie goale, iar discotecile pline, barurile la fel super aglomerate, iar locurile de închinare să fie din ce în ce mai puțin vizitate. Trăim într-o societate secularizată în care nevoia de bani, nevoia de bine absolut, imediat, instantaneu, ghidează sau călăuzește pe oameni departe de lucrurile spirituale. Așa că astăzi, dacă ești un om de știință, prin excelență, trebuie să fii neapărat necredincios sau ateu, să renunți la ideea că Dumnezeu există. Eu cred că nu este cazul. Oamenii de calitate, oamenii care au produs descoperiri științifice de o mare valoare, de un mare calibru, au fost oameni temători de Dumnezeu și împărtășesc în primul rând o declarație a individului care se cheamă William Thompson, Lord Kevin. Face o declarație, un om de știință, un om de mare valoare, zice, peste tot în jurul nostru se pot vedea dovezile copleșitoare a unui proiect divin și bine intenționat. Conceptul ateist mi se pare atât de deplasat încât abia poate fi exprimat într-un limbaj omenesc. Să uita la stele, la cer, la univers și zice, cum poți să spui că nu există Dumnezeu? Și ăsta a fost un om de știință. O altă declarație interesantă, Johannes Kepler, autorul celor trei legi ale mișcării planetare, făcea și el o declarație după ce studia universul. Eu cred doar în slujirea lui Hristos. Inițial am dorit să devin teolog, dar iată că Dumnezeu poate fi lăudat și prin astronomie. Unul dintre cele mai mari revelații ale științei este Isaac Newton, cred că toată lumea acceptă această idee. Isaac Newton este inventator și poate fi considerat părintele științei moderne. Făcea o declarație că după tot ce a inventat cele trei principii ale mecanicii, nu, noi numim în limba română mecanica newtoniană, spune că studiază Biblia în fiecare zi și acest sistem, să uitați și în univers planetar extraordinar cu toate cometele, nu poate fi decât produsul unei ființe inteligente care guvernează toate lucrurile ca Dumnezeu în
în toate, a toate. Deci, fără Isaac Newton, n-ar avea nimeni un BMW astăzi sau un Mercedes. Fără Isaac Newton, n-am avea nici cea cameră de luat vedere. Este inventatorul științei moderne și omul ăsta studia Scriptura în fiecare zi. Nu poate să fie o coincidență studierea Scripturii, relația cu un Dumnezeu absolut al Universului, nu poate fi accidentală descoperirea pe care el a avut-o în lumea științifică. Pot să merg mai departe, Michael Faraday spune, știu în cine am crezut, este un om de mare calibru, nu? Știu în cine am crezut și sunt încredințat că are puterea să păzească ce i-am încredințat. Dacă nu mă înșel, omul ăsta a combinat căldura și lumina de 1027 de ori și numai ultima oară a reușit să producă un echilibru între lumină și căldură de așa manieră ca să avem și noi, un bec. Omul ăsta avea o relație cu Dumnezeu și până la urmă a reușit să producă un echilibru, o balanță în această combinație. Marele Morse, care a creat un SOS, nu prima dată, pentru prima oară în lumea înainte de modernismul nostru absolut, a venit cu codul acela telegrafic. Prima declarație pe care a făcut-o Morse când a transmis mesaj că s-a realizat această deosebită inovație, a citat pe David în psalm și a spus, ce a lucrat Dumnezeu, este opera sa, nu nouă, ci ție, Doamne, îți dăm slavă. Se pare că oamenii de știință, aș putea să am un subiect de o oră pe tema asta, nu vreau să vă aglomerez mintea, dar oamenii de știință cu adevărat serioși au fost întotdeauna și temători de Dumnezeu. Astăzi, în lumea americană, trăiesc de 20 de ani aproximativ în Statele Unite și am avut șansa să povestesc cu oameni care lucrează în institute de microbiologie, institute de cercetări și spunea, Liviu, nu-ți poți închipui ce persecuție există în lumea științifică. Și am zis, cum adică persecuție? Inchiziție în lumea științifică? Și au zis, da. Dacă eu mă declar că după toate cercetările mele personale încep să hrănesc noțiunea de Dumnezeu, sunt dat afară din institut. Și sunt un om de știință. Și zic, de ce este așa? Pentru că există o presiune la nivel înalt, dincolo de cortină, ca să se elimine imaginea lui Dumnezeu din mintea oamenilor pe calea media, prin falsificarea raporturilor științifice. Nu știu dacă vă aduceți aminte de marele scandal din Anglia, un nene inteligent a pretins că a descoperit the missing link, legătura care dovedea evoluționismul. Nu și-a găsit la o falcă de măgar, le-a pus acolo niște gips, i-au dat vreo $287,000, i-a mâncat bine, a păpat, a murit și după nu știu câtă vreme la moartea lui au descoperit că i-a păcălit. Totuși, acea minciună, ca fiind marea revelație a missing link-ului, a legăturii în lumea evoluționismului, n-a fost renegată niciodată, deși au acceptat, clar. Așa că există rapoarte false, dar când omul s-a dus și a spus, domnule șef, vreau să vă spun că în tot laboratorul acesta de microbiologie l-am găsit pe Dumnezeu, i-a spus, ieși afară, nu mai poți lucra cu noi ca om de știință și om temător de Dumnezeu. Este o furie a științei moderne de a-L repudia pe Dumnezeu din mintea și din inima oamenilor. Este trist, dar știți că cea mai mare stea a științei înainte de, după războiul mondial, Albert Einstein, a făcut o declarație foarte matură cu privire la oamenii de știință care se împart în două. Singurii oameni de știință serioși care au rămas în acest secol materialist sunt oamenii care sunt profund religioși. Ce spunea domnul Einstein? Că atunci când împarci lumea științifică în două, ăia care nu cred în Dumnezeu nu sunt serioși, și ăilalții care cred în Dumnezeu sunt serioși. Sigur, e dânsul care face declarația asta, eu nu vreau să țin neapărat o poziție sau să-l susțin, dar e un lucru care ne atrage atenția. Singurii oameni de știință care au rămas în acest secol materialist sunt oamenii care sunt profund religioși. Interesant ce a descoperit... Ați auzit de Hubble Institute, de telescopul Hubble, yes? Este plasat pe orbită la vreo 360.000 de mile de pământ și ia cele mai deosebite poze. Dacă vă plac imaginile despre univers, despre constelații, galaxii, puteți să intrați la hubbletelescope.net sau ceva de genul ăsta, sau intrați pe site-ul lui NASA și găsiți cele mai extraordinare poze, mai fascinante
pe care probabil că ochiul liber nu le-a văzut niciodată. Sunt poze deosebite și există o Betelgeuse, una dintre cele mai puternice stele care au fost descoperite de acest telescop, spune că este de o mărime de două ori mai mare decât orbita Soarelui. Deci ca să punem asta în perspectivă, ar însemna să puneți de două ori, dacă vedeți imaginea de față, este Capitol State în Statele Unite, această clădire de șase ori să o puneți cap în cap și planeta noastră să fie ca o minge de ping-pong, asta este comparația. Deci steaua asta, Betelgeuse, care au descoperit-o ăștia, este de șase ori pus Capitol State, o clădire peste alta, în contextul în care planeta Pământ ar avea un sistem de referință cât o minge de ping-pong. Imaginați-vă că vă petreceți, cheltuiți niște bani, mergeți la New York, luați o minge de ping-pong, o puneți în fața acestei clădiri și mai puneți încă 5 deasupra ei, așa de mare este steaua care au descoperit-o oamenii ăștia de știință și este impresionant dacă Dumnezeu a creat steaua asta și galaxia și constelația și tot universul ăsta cu 300 de milioane de galaxii și constelații, înseamnă că este un Dumnezeu extraordinar. O altă stea care au descoperit-o, Musifi, am scris expresia pe românește, este atât de mare, dacă tot luăm planeta Pământ ca o minge de ping-pong, comparată cu de două ori Golden Gate de la San Francisco, puse una lângă alta, așa e de mare steaua, asta e mai mare decât prima. Deci două poduri, una lângă alta, așa este dimensiunea comparativ cu o minge de ping-pong. Universul ne-a creat și ne va crea, practic, surpriză tot timpul când călătorești și este imposibil să nu rămâi în admirație că Dumnezeu este un Dumnezeu absolut. Este imposibil să spui că toate aceste lucruri deosebite s-au produs la întâmplare. Dacă mergem la cea mai mare stea descoperită până în zilele astăzi, se numește Caenas Maduras și se găsește undeva departe în univers. Au descoperit-o și au spus că dacă planeta Pământ este o minge de ping-pong, această stea este atât de mare cât cel mai înalt vârf de munte de pe planeta Pământ, Everestul. Deci e mingea de ping-pong, care e planeta Pământ, o pui la baza muntelui Everest și atât de mare este steaua aceasta, Caenas Maduras, în comparație cu planeta Pământ. Este uimitor să-ți dai seama că Dumnezeu a creat aceste planete și aceste stele prin puterea gurii sale, nici măcar n-a mișcat un deget ca să creeze tot universul. Și cea mai interesantă poză pe care aș vrea să împărtășesc dumneavoastră de la Hubble telescop este această imagine care se găsește undeva în adâncimea Căii Lactee, cum o numim noi, și este exact semnul crucii. Asta este o poză care nu minte. Deci exact în centrul acestei galaxii extraordinare se găsea semnul crucii, semnul crucii și sacrificiul Domnului Hristos. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare și am ales să împărtășesc cu dumneavoastră, căci Dumnezeu care a creat aceste lucruri este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu al iubirii care niciodată nu obosește iertând. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și interesantă comparația că Scriptura spune despre Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o parte din Tatăl, spune pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Este un singur loc în Scriptură unde Domnul Hristos este făcut păcat pentru noi. Nu există niciun alt loc în care Iisus să fie egal păcat. El s-a făcut păcat pentru noi. Și dincolo de macrocosmosul care l-am văzut așa fugitiv câteva poze interesante, ce au mai descoperit microbiologiștii la ora actuală, este o proteină care ține tot corpul nostru în picioare, o proteină care leagă toate celulele de ele, de aceasta și are aceasta, se numește lemnin și are forma crucii. Imaginați-vă că este una dintre cele mai mici elemente ale microcosmosului pe care oamenii în laboratoare l-au descoperit. Deci așa arată acest lemnin, proteina care ține, este ca un lipici care ține toate celulele unite și de aia noi mergem în picioare. M-am uitat și eu peste toate declarațiile oamenilor de știință, idei pro și contra, dar este foarte interesant care are semnul crucii.
Bineînțeles că are și alte funcționalități, dar ca să o vedeți în realitate cum se vede în microscop, este fantastic. Deci semnul crucii, aceasta este lemnin în versiunea microscopică. Este proteina care ține unit întreg corpul. Și asta se referă la întreg universul, dacă vreți. Dumnezeu a pus în cel mai mic element al trupului nostru semnul crucii, semnul crucificării Domnului Iisus Hristos. Ca și acest semn care se găsește în galaxie, în Psalmul 33, versetul 6, se spune: cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Imaginați-vă că Dumnezeu respiră stele, respiră planete, respiră galaxii. Atât de mare este Dumnezeul la care ne închinăm. Și totuși, El este Dumnezeul care are grijă de toate păsurile și necazurile noastre și este descris în Scriptură un Dumnezeu care nu obosește iertând. Spuneți-mi, dragii mei prieteni, v-ar place să aveți de a face în fiecare zi cu un avocat care nu obosește iertând, care nu obosește să-i ne ierte toate gafele de exprimare, gafe comportamentale, gânduri păcătoase, nu obosește iertând, un Dumnezeu care nu obosește iertând. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Deci exact Scriptura spune că se țin prin El. Deci Domnul Hristos este elementul care ține legat Universul și care ține legat Pământul, pământenii de Dumnezeu. Cu o mână ne ține de brațul Său și cu o mână se ține de Tatăl, de brațul Tatălui Ceresc, acea proteină, lemnin, care are semnul crucii. Pe cruce Domnul Hristos a legat Universul, a legat Pământul de Dumnezeu, Tatăl Său, pentru veșnicie. Este un lucru deosebit. Ați auzit de Charles Darwin, da? Omul care a scris istoria undeva în secolul XIX, scria în cartea sa Originea Speciilor, făcea o declarație, zice el, la pare mi se că era pagina 220, nu știu exact, 210. Spune: dacă se poate demonstra că există un organ complex care nu s-a putut forma prin modificări numeroase, succesive și ușoare, teoria mea s-a prăbușit complet. Asta spunea în Originea Speciilor. Și mai târziu, când și-a scris biografia, n-a îmbătrânit omul în Viața mea, în prima scrisoare, volumul 1, scris în 1905, pagina 210, spune: nicio schimbare de specie n-a fost înregistrată, nu putem demonstra că vreo specie a fost schimbată. Deci teoria lui s-a prăbușit. Știți, când a devenit bătrân, s-a îmbolnăvit de cancer, atacuri de panică, și o doamnă din Anglia, Lady Hope, doamna Speranța, l-a vizitat pe patul de moarte. Și l-a vizitat de mai multe ori. Și interesant este că acest Charles Darwin stătea pe pat și ce credeți că făcea? Citea. Și doamna Speranța, Lady Hope, a venit la el și a spus: bună, domnul Charles, ce citiți? Și el zice: Cartea Evreilor. Și doamna Speranța zice: păi data trecută când am venit la noastră, tot Cartea Evreilor citeați. Zice: nu este ea mare? Este cea mai impunătoare carte. Deci omul care a luptat împotriva lui Dumnezeu datorită frustrărilor, omul care a scris împotriva lui Dumnezeu la bătrânețe, când a ajuns în boală, îl căuta pe Dumnezeu și citea Scriptura. S-a lipit inima lui Charles Darwin de Cartea Evreilor, pentru că acolo l-a regăsit pe Domnul Hristos, lemnin, proteina care lipea pe Charles Darwin, păcătosul, care a scris împotriva lui Dumnezeu de Tatăl Ceresc. Avea nevoie de Iisus, avea nevoie de acest lemnin, spiritual vorbind, ca să stea în viață împotriva bolii și necasului. Declarațiile lui sunt fantastice. Zice: eram un tânăr cu idei încă neformate. Am emis îndoieli, sugestii, punând sub semnul întrebării mereu totul. Și mai târziu zice: și spre uimirea mea, ideile mele s-au întins cu iuțimea fulgerului. Oamenii au făcut din ele o religie. Deci însuși Charles Darwin spunea că evoluționismul nu e știință, e o religie, că ai nevoie de credință. Am fost la o conferință spirituală în Italia, chiar
săptămâna trecută și am avut șansa să intru într-un cage, într-o peșteră foarte adâncă. Iar ghidul care îl plătinsem cu 12 euro ca să ne vorbească, eram cu o grupă de tineri, de așa, ne spunea: această peșteră s-a format acum câteva sute de milioane de ani și cu tare și cu tare. Și tot o ținea cu sute de milioane de ani și am zis: mamă, cred că avem nevoie de mai multă credință în chestia cu milioanele decât avem nevoie de credință să crezi că Dumnezeu a creat lumea în 6.000 de ani, adică acum 6.000 de ani și mai puțin mai devreme. Interesant este că oamenii aleg această cale a promovării anti-Dumnezeu ca o formă de știință, dar de fapt evoluționismul nu este știință, ci este o religie. Însuși Charles Darwin o spune. Și așa cum spuneam, doamna Speranța spunea: ce citești acum? Am întrebat, spune dânsa, în timp ce mă așezam lângă patul lui. Evrei, a răspuns el, tot evrei. Cartea regală, cum o numesc eu, nu e așa că e măreață, avea nevoie de crucea Domnului Hristos. Așa că, dragii mei, dacă v-ați propus să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu vreodată, vreau să vă spun că n-ar trebui să fiți surprinși dacă îl vedeți acolo și pe marele păcătos, Charles Darwin, iertat de Dumnezeu prin acea putere a crucii Domnului Iisus Hristos. Așa că este uimitor să te uiți la planul de mântuire. N-a fost un gând, un plan formulat după căderea lui Adam. Una dintre cele mai deosebite autoare de carte, Ellen G. White, autor de carte american, numărul 8 în ierarhia celor mai mari 100 de americani care exista vreodată în istorie, este scris în este prezentată în cartea dânsa, Ellen G. White, face o declarație într-o carte care se cheamă Hristosul în lumii și zice: planul de mântuire n-a fost un gând sau un plan formulat după căderea lui Adam, a fost un mister care a descoperit marele principiu care din veșniciile nesfârșite au fost temelie pentru tronul lui Dumnezeu. Deci imaginați-vă la acea, uitați-vă la această declarație, dacă acest autor este drept, dacă acest autor are un suport biblic sau chiar științific, imaginați-vă că mergem atât de departe în istoria Universului, înainte ca să existe planete, galaxii, stele, înainte ca să existe ființe create de Dumnezeu, îngeri, dacă vreți, înainte de toate, când Dumnezeu nici măcar n-avea tron, a pus o temelie a tronului său. Și temelia tronului său era planul de mântuire, era acea cruce, acel plan de mântuire, dacă o ființă vreodată se va răzvrăti, să poată să fie mântuită și salvată. Dragii mei, pentru mine chestia asta este extrem de mișcătoare, pentru că crucea, planul de mântuire, moartea Domnului Hristos pentru noi ca oameni, a fost cea mai mare taină care a fost fundație sau temelie pentru tronul lui Dumnezeu, care avea să fie construit pe baza dragostei și iubirii sale. Deci când Dumnezeu, la început, Dumnezeu, El a creat Universul cu reguli. Nici o planetă nu se lovește de altă planetă. Știu, când tinerii se căsătoresc, tânăra are Universul ei, galaxia ei, tânărul are galaxia lui, corect? Și adeseori în viața de căsătorie, când cele două universuri se unesc, e posibil ca steaua mea să se lovească cu steaua ei sau steaua tânărului să se lovească cu steaua tinerii și atunci se produce o explozie care se numește divorț, dar așa ceva în actul de creațiune a Dumnezeu nu există, pentru că Dumnezeu a combinat și a îmbinat galaxiile de așa manieră că nicio stea nu se lovește de altă stea, fiecare are spațiu ei, nu se simte sufocată, Dumnezeu pe fiecare atitudine a unei stele sau unei galaxii este scris: Dumnezeu este iubire. Acesta este principiul creator. Dumnezeu a creat și creează din dragoste, motivul fundamental. Noi, oamenii, îl ascultăm sau îl onorăm din dragoste. Noi producem copii în viața noastră de familie tot datorită iubirii. Totul este bazat pe un principiu fundamental. Un serviciu făcut din forță nu este acceptat de Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Și aș vrea să concluzionez în această seară, pentru că este vineri.
tineri, un copilaș care era atât de singur în viața de familie, datorită faptului că casa lui era invadată de marțieni. Acești marțieni se numeau televizoarele. Tatăl lui era, urmărea un meci de fotbal într-o cameră, mămica urmărea o novelă de tip latinoamerican și copilașul era nebăgat în seamă. A ieșit la poartă și a zis și el o rugăciune. N-a văzut el pe Dumnezeu, dar a zis: Doamne, dacă existi, fă-mă și pe mine un televizor, ca să-mi ofere și mie, mami și tati, un pic de atenție. Trăim într-o lume atât de departe unii de alții, atât de rece, dorim să explorăm tot universul și totuși pierdem din relația fundamentală între soț și soție, între părinți și copii. Noi, ca prieteni, ca oameni, suntem din ce în ce mai reci. Lumea nu merge către bine și de aceea este semnalul meu de alarmă. Dacă Dumnezeu există, și am convingerea că există, dacă acea mică proteină sub forma crucii, numită lemnan, ține unit tot trupul uman și prin crucea Domnului Hristos la Calvar ne ține legați de Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu, doresc și vă invit din toată inima în această seară să mergeți acasă și să încercați să vorbiți cu Dumnezeu, care nu obosește niciodată iertând. E rugăciunea mea fierbinte pentru dumneavoastră și am încredere și pentru mine, pentru familia mea și pentru noi toți, și sunt convins că dacă aveți ceva prieteni sau chiar dușmani, să invitați la piciorul crucii marea proteină numită Iisus, care ține universul legat și Tatăl legat de noi ca oameni, un Dumnezeu care nu obosește niciodată iertând. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, casele noastre, familiile noastre, și să ne aducem aminte că relația între suflet și minte, între suflet și trup, este fundamentală, iar sănătatea absolută este posibilă numai în prezența unei atitudini pozitive, în care ne simțim iertați, ne simțim împăcați cu Dumnezeu și, de fapt, nu avem niciun proces de conștiință. Diseară, când ne plecăm capul pe pernă, să știm că nu ne mustră conștiința de niciun lucru. Asta este un lucru fantastic pe care puțin oameni îl cunosc. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, care nu obosește iertând. Nu e un tiran, e un Dumnezeu, e un tată care de-abia așteaptă să zâmbească ție și mie. Domnul să fie cu dumneavoastră și cu noi. Amin. Mulțumim pastorului Liviu și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste realități faine pentru sufletele noastre. Și aș vrea să vă gândiți cu aplecare asupra temei următoarei cântări, și anume întâlnirea unei femei acum 2000 de ani cu Domnul Iisus, cu Creatorul, despre care am ascultat câteva cuvinte în această seară încă o dată. Vedeți, cel mai șocant, cel mai fascinant lucru în Scriptură nu este doar că Dumnezeu este dragoste și că planeta noastră este în centrul atenției Lui, ci faptul că te iubește, dragul meu, și că mă iubește pe mine, unul dintre cei 7 miliarde cât suntem pe această planetă, și o face în fiecare secundă și adaptează realitatea inimii Lui la realitatea mea. Și e gata să mă ajute, e gata să rezolve trecutul, apropo de iertare despre care am auzit în această seară, și să liniștească, să asigure viitorul nostru. Și așa că să auzim despre această posibilă întâlnire pe care și noi o putem degusta și pe care samariteanca a avut-o acum 2000 de ani. Să ascultăm cântarea. Să-ți dau eu pot. Dă-mi, Iisuse, dă-mi, Iisuse,
apă vie. Unde-i, Doamne, locul sfânt de închinare? În văi umbrite sau la munți? O, nu, ci-n suflete smerite și-n jertfa unei a plecate frunți. Dă-mi, Iisuse, dă-mi, Iisuse, apă vie. Ce-ai adus iubirea pe pământ. Prieteni dragi, ce cauți mereu fericirea, izvorul e la Domnul Sfânt. Iisus, divinul nostru mire, ce din înalt veni jos pe pământ. Dă-mi, Iisuse, dă-mi, Iisuse, apă vie. Apă vie, ești împărat, tu sufletul ars, sufletul ars. Domnul Iisus spunea: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Acum, doar să fie păstrată și să nu ne folosim de ea niciodată ar fi poate cel mai trist lucru ce s-ar putea întâmpla. Sau, varianta fericită despre care am ascultat cântarea, să zicem și noi precum samariteanca aceasta: dă-mi, Iisuse, și mie asta, relația aceasta directă a ta cu mine. Înainte să am șansa aceasta să încerc să lucrez pentru Dumnezeu, am fost fotograf și dacă m-a uimit ceva în cariera mea scurtă în fotografie, m-a uimit felul în care un copil mic se aruncă, după părerea mea de fotograf fără copii, nebunește în mâna părinților. Deci mă rugau părinții să surprind momentul acela cu un aparat fotografic, puneau copilul pe masă, se depărtau așa la o jumătate de metru și spuneau sau îl atrăgeau cumva pe copil și copilul pur și simplu se arunca. Ah, dacă am mai avea noi această abilitate și la vârsta adultă, asta ar fi ideea. Deci, cu alte cuvinte, gustați. David, marele împărat, spunea: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dacă nu, tot ce vorbim rămâne doar frumos și trist, adică nu ne ajută în niciun fel. Vă doresc această întâlnire. Vă spun cu toată inima că mi-o doresc și mie. Am fi atât de singur fără ea. Și de aceea, dacă considerați și dumneavoastră potrivit în inimile dumneavoastră, vreau înainte să ne despărțim în seara aceasta, cu dorința revederii mâine la ora 7 în același loc, să ne ridicăm gândul la Dumnezeu într-un moment de rugăciune. Deci, dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare, cu respect, în fața lui Dumnezeu și să-i cerem și noi darul acesta direct a unei relații cu noi. Mulțumesc! Părinte bun, iată-ne înaintea ta, acest grup de copii ai tăi,
Să-ți mulțumim frumos că ne iubești cu o iubire mult mai mare decât o înțelegem noi și să-ți mulțumim că nu doar îți pasă de noi, ci ne vrei și ne poți binele fiecăruia în parte, că poți rezolva încurcăturile în care ne-am introdus singuri și că mai presus de toate, că ești gata să ne aduci din nou acolo, lângă tine, în familia ta. Te rugăm în această seară să ni te descoperi fiecăruia în parte după îndurarea ta cea mare. Tu știi nevoile și năsuințele fiecăruia, Tu știi neputințele și limitările noastre. Doamne, îți mulțumim că, în pofida ceea ce suntem, ești atât de aproape și atât de iubitor pentru noi. De aceea te rugăm să binecuvintezi fiecare prezent aici, să binecuvintezi de asemenea familiile fiecăruia aici reprezentate, să ne ajuți, Doamne, să înțelegem planurile Tale, să înțelegem puterea Ta și dragostea Ta în viața noastră și să ne rânduim bine viața cât o mai avem de trăit pe acest pământ, astfel încât atunci când o majoritate se va dispera neștiind ce să mai facă, să fim printre cei puțini care Te-au iubit, Te-au cunoscut și sunt gata să meargă cu Tine în împărăția Ta. Îți mulțumim pentru tot ce ne oferi prin Domnul Iisus. Amin. Vă puteți ocupa locurile, nădăjduim că dincolo de ce cerem noi, Dumnezeu ne va oferi după marea sa îndurare ceea ce chiar ne trebuie. Și vă dorim o seară binecuvântată, reamintindu-vă încă o dată că mâine seară vom putea auzi despre apariția bolilor, deci iată de ce suntem bolnavi, și de asemenea în partea de suflet vom auzi despre asumarea responsabilităților sau despre sindromul lui Cain, așa cum aveți dumneavoastră în pliantele pe care le-ați primit. Vă așteptăm nu doar pe dumneavoastră, ci și prietenii pe care îi aveți. Suntem bucuroși să ne întâlnim unii cu alții în același cadru și în această seară vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu la plecare și însoțirea Lui în fiecare clipă. Cele bune! Cu respect!